Bună tuturor! Vă mulțumesc că vizionați acest video, vă mulțumesc pentru aprecieri, vă mulțumesc pentru că sunteți înscriși la canalul meu de YouTube Crista Rot, mai ales celor care sunteți înscriși de foarte mult timp. Am să fac acum o citire intuitivă cu cărți de oracol, oracolul Sibilei, pentru acest weekend, pentru că a început weekendul, să vedem ce energii sunt în acest weekend. Este etalarea ce știu, ce nu știu, ce ar trebui să știu. Și ca să fie mai personalizată, o voi face în trei variante, așadar vă invit să vă alegeți una dintre cele trei pietre. Piatra verde pentru prima variantă, alba pentru a doua, roșie pentru cea de-a treia. Vă puteți chiar gândi la ceva care vă interesează, să aflați dacă aveți vreo dorință, vreo întrebare și să vedem dacă la varianta aleasă rezonați cu ceea ce dezvăluie cărțile. Găsiți răspunsul la întrebare, chiar v-aș ruga să-mi și scrieți în mesaje sub video-ul vizionat dacă ceea ce vă preocupă pentru acest weekend răspunde prin etalarea care o alegeți. Văd că se grăbesc vești de la o persoană iubită, să știți, de la o persoană dragă, de la un îndrăgostit, vești care vă vor face plăcere. Aici poate veni chiar o veste de o declarație de dragoste sau veți face cunoștință cu cineva de care vă puteți îndrăgosti, un artist, poate fi vorba și de un artist, o persoană creativă, o persoană romantică, poetică, poate vă face o declarație de dragoste printr-un cântec sau printr-o poezie. Se mai grăbește cineva mai mândru, mai orgolios, cineva cu foarte vanitos sau cineva care are nevoie de îngrijire medicală. Poate cineva care nu stă prea bine cu sănătatea și ar avea nevoie de un sfat, de un sprijin, de o consolare, de a se vindeca. Haideți să vedem ce se întâmplă în acest weekend, în funcție de varianta aleasă, uitați ce frumos se grăbește, un noroc. O surpriză neașteptată, ceva, poate veni o ocazie favorabilă, poate veni o vacanță, poate ieșiți pe undeva, vă duceți pe undeva, puteți începe o nouă relație chiar. Exact, se pot întâmpla multe miracole în acest weekend, văd că vin niște vești, niște noutăți sau o persoană. Sunteți în așteptarea unor noutăți și ele pot veni chiar în acest weekend. Dragostea. Deci, ce va juca un rol important în acest weekend? Dragostea. Și văd că și un bărbat poate cu haină de stat, cu toate că pot fi niște întârzieri, dar până la urmă dragostea va învinge. Dragostea este cea care contează sau sentimentele împărtășite, prietenia. Lăsați inima să vorbească. Bazați-vă pe intuiție, bazați-vă pe sentimente. Pentru că pare un weekend dedicat unor relații de prietenie, de iubire, de sentimente împărtășite. Haideți să vedem ce se întâmplă în acest weekend. Deci, surpriza weekendului sau energia generală a weekendului este energia dragostei, energia iubirii. Iubirii împărtășite, iubirii care se naște în aceste zile, în acest weekend. Dorința de mai multă iubire, aveți nevoie de mai multă iubire, prietenie în viața voastră, de mai multă stabilitate într-o relație de dragoste. Haideți să vedem. Prima variantă, așadar, este piatra verde, a doua variantă este piatra albă, a treia variantă este piatra roșie. Alegeți varianta cu care rezonați și să vedem la varianta aleasă ce dezvăluie oracolul, ce noutăți sunt. Și am să încep cu prima variantă. Varianta piatrei verzi. Să vedem cum va fi acest weekend. Ceea ce știți deja, știți deja de niște singurătăți, tristeți, poate și din cauza unor indecizii, pentru că nu știți ce decizie să luați sau pentru că ați avut de-a face cu o persoană care nu a fost sinceră. Aici poate veni vorba, poate fi vorba și despre o decizie pe care a trebuit să o luați pentru a sta singuri, a sta separați, pentru că nu aveți încredere în a vă face noi prieteni sau aveți de-a face cu o persoană care vă trădează. Aici văd că mai apare o tânără, deci pare că apare o pagubă, o pierdere, o singurătate și din cauza unei noi relații care o are partenerul, spre exemplu. Poate fi vorba de un trio în care știți că sunteți trădate, da? De partener sau de parteneră, poate fi vorba aici, sau mai știți că sunteți singură pentru că
copilul vostru, fiul vostru, fiica voastră nu stă cu voi în acest weekend, că este la o petrecere sau că s-a căsătorit și a plecat, spre exemplu. Aici vă simțiți într-o tristețe, într-o pierdere, într-o singurătate. Știți deja acest lucru? Ceea ce nu știți. Nu știți că voi sunteți în așteptarea unei prietenii, unui prieten, să vă revedeți cu cineva. O să aflați poate și de cineva care trece printr-un dezechilibru sau veți face o clarificare într-o prietenie cu cineva. Puteți să faceți o clarificare aici. O să aflați poate și de cineva care trece printr-o tristețe, singurătate, care a suferit o pagubă sau sunteți voi într-o stare în care e nevoie să vă retreziți la viață și vă puteți retrezi la viață, poate și cu ajutorul unei prietenii. Se naște în acest weekend, poate o prietenie sau veți avea o întâlnire plăcută cu o prietenă. Știți, nu știți? Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că trebuie să fiți cu mai multă încredere în voi în acest weekend, pentru că pot apărea și niște neplăceri. Acum, aceste neplăceri pot fi și din cauza unor persoane superficiale. Persoane care au multă minte, să zic așa, fac acțiuni riscante, orică sunt bârfitoare, orică nu au prea mult bun simț. Aici văd că sunt niște supărări trecătoare, dar totuși care vă dau o stare de neliniște, o stare de tristețe, poate din cauza unor vești, poate și pot fi și de vreme, spre exemplu, că vrei să pleci undeva și vremea e instabilă, sau din cauza unor relații care nu sunt stabile sau nu sunt persoane din care te poți încrede și acest lucru te întristează. Dar văd că voi vă puteți simți în siguranță, trebuie să fiți sigură pe voi, să știți ce vreți, să nu vă lăsați doborâtă de veștile sau vorbele altora. Aici pot fi niște vorbe, să zic așa, persoane care vorbesc vrute și nevrute din răutăți, etc., pentru că atât le duc mintea, pentru că sunt superficiale, pentru că au un dezechilibru, pentru că sunt superficiale, pentru că nu sunt de încredere, etc. Deci aici văd că sunt niște vești trecătoare, dar care vă dau totuși o tristețe, pentru că pot fi vorba și de niște rivalități, rivalități prostești, ca să spunem așa, adică persoane care vă concurează cu voi că n-au altceva mai bun de făcut sau nu știu ce să zic, pentru că cum să spun, ce al vostru e al vostru, ce al lor e al lor, deci nu se pot amesteca aceste lucruri, doar ele au în mintea lor poate o idee diferită, dar și de aceea vă și provoacă sau vă fac niște neplăceri, nu știu, că vă zic niște vorbe, că au ele un comportament care vă enervează, etc., dar vă că până la urmă voi puteți avea un succes, o reușită, puteți depăși niște rivalități, niște neplăceri, niște superficialități, chiar le puteți depăși. Ce veți avea în casă? În casă trebuie să vă puneți poate în siguranță într-adevăr banii, câștigurile, pentru că e cineva care vă intră în casă. S-ar putea când voi sunteți la muncă, când lucrați unde plecați la muncă undeva, să aveți de-a face cu cineva care vine să vă controleze ce aveți voi în casă. Dacă aveți bunuri, să vă ia ceva, să știe ce aveți, aici depinde de la caz la caz. Aici e cineva care intră să controleze, intră să ia ceva, intră să vă facă o neplăcere, hoțește, deci nu într-un mod cinstit, ci într-un mod hoțește. Și poate că e nevoie să vă luați niște măsuri de siguranță. Veți fi în siguranță, sunteți în siguranță, dar această persoană nu știe. Această persoană încearcă, vrea să facă o neplăcere. Probabil când sunteți, sau din cauza unei alte femei, poate să fie și din cauza unei alte femei care îl pune, poate că vrea să vă ia locul, spre exemplu, aici vrea să facă o schimbare. Deci în casă pentru casă, aici poate fi și în căsnicie. Deci cum ar veni un hoț, intră în căsnicia voastră. Aici poate fi vorba și de un trio, adică cineva vrea să vă ia ochii, vrea să vă cucerească, pentru că vrea să vă despartă. Ori e pus de altcineva, ori are un interes, deci aici pare așa o situație. Sau e vorba de trădarea partenerului. Aici voi știți mai bine în ce situație vă aflați, pentru că hoția la voi pare chiar în casă, legată de casă, de căsnicie, legată de bani, de bunuri, de situația materială, de munca voastră sau când sunteți la muncă, știți, în casă pentru casă, când sunteți în afara casei, mă rog, plecate la cumpărături sau la altceva. În afara casei și în afara casei apar noutăți, apar schimbări pentru acest weekend, apar niște, poate schimbați casa aici, aveți de-a face cu o schimbare de servici, de casă, de
vă trebuie să vă zbateți pentru a avea un nou serviciu sau o nouă relație sau un nou, pentru că văd aici puteți avea niște vecini geloși, invidioși, persoane parșive, persoane care încearcă să vă facă o schimbare de casă, de serviciu, vrea să vă facă hoțește ceva, să vă ia ceva, să vă păcălească cu ceva și în casă și pe... Deci, posibil să fie vorba de o energie care e cumva în jurul vostru, în jurul casei voastre, poate că voi nu face parte din familia, din anturajul vostru, dar ele sunt în jurul vostru și vă urmăresc aceste schimbări care voi le faceți, aceste noutăți care voi le aveți, ori vă intră în casă pe furiș, ori sunt cumva, vă dau târcoale, încearcă cumva să intre, încearcă aici, văd niște, și cum le simt eu energiile și cum le văd, le intuiesc, e vorba de persoane care încearcă prin diferite stratageme să se introducă în viața voastră, în familia voastră, în casa voastră, în afacerea voastră, în noutățile voastre, vor niște schimbări să le facă hoțește, ca și cum să schimbe casa, să schimbe locul de muncă, să-ți ia locul, cum ar te cuvinte, dacă se poate să-ți ia locul și în familie, și în afacere, și în locul de muncă, să te lase fără ceva, văd aici așa, acest gen. Că am zis de aici deja ce ar trebui voi să știți, că puteți avea niște neplăceri din cauza unor superficialități, unor persoane care ele nu știu poate că ce al vostru e al vostru, ce al lor e al lor. Ele își imaginează că pot așa să facă invers, să ce al vostru să fie al lor și ce al lor să fie al lor. Și nu o să fie așa, pentru că vă văd că totuși voi sunteți în siguranță, că nu știu, aceste persoane nu știu ele sau nu-și dau seama, nu realizează, pentru că sunt superficiale, asta e cu totul altceva. Dar o să vă dea ceva, poate bătăi de cap, enervări. Deci, ca e și chiar și din tăiere, enervarea. Vă enervează ceva, vă va deranja ceva și văd și aici această stare în care vă, ca și cum ați plânge de nervi, cum ar veni, te enervezi, dar vă văd totuși cu succes, cu reușită, văd că vă sunteți tare pe poziție, adică nu vă poate dărâma, nu vă poate lua, dar vă poate în schimb enerva, vă poate în schimb distrage atenția, pierde timpul, cum ar veni, face să vă pierdeți timpul, calmul sau... Aici văd că trebuie să vă zbateți cumva ca să faceți această reușită pentru voi, să aveți ceea ce vă doriți, să voi deja v-ați străduit, că văd aici prin muncă, deci nu va veni, nu va pica din cer, deci voi deja v-ați străduit ca să aveți ceea ce aveți, dar nu va trebui în continuare să vă zbateți, să vă străduiți și mențineți ceea ce aveți, pentru că într-adevăr în jurul vostru par niște energii care... Nu par prea uși de biserică, par cam lipsite de scrupule și mai par și persoane superficiale, care orică sunt naive, credule, văd aici copii, minte de copii, să zic așa, ca jucările, adică văd lucrurile, bunurile voastre sau ceea ce faceți voi ca pe jucările lor, în care atunci când copiii se joacă, spre exemplu, afară și îi place jucăria altuia, să pur și simplu să o ia fără să o ceară, ca și cum ar fi ceva proprietatea personală, adică n-au încă acel nivel de înțelegere de a, și nici nu vor poate sau chiar că văd că sunt și parșive, deci e vorba și de persoane care n-au scrupule, dar sunt și care nu înțeleg, nu au... Și în dragoste, într-adevăr, aveți niște rivalități, niște superficialități, niște întârzieri din cauza unor rivalități, să știți. Aveți niște dușmănii aici legate de dragoste care pot veni și la nivel de instituții, nu știu, de instituții neapărat, cât poate fi vorba de persoane care corup în instituții sau sunt mai agresive în instituții. Deci persoane care poate au... ori a scălcat pe cineva pe coadă, cum se spune cineva, cum a vrea să se răzbune pe voi în dragoste, poate fi și acest lucru, o persoană care pare cu funcție, poate într-un fel are vreun rol într-o instituție a statului, ori încearcă să vă facă probleme într-o instituție a statului, vrea să se răzbune pe voi cum ar veni și atunci vă face niște probleme, niște șicane. Să vă aducă niște întârzieri aici. Sunt persoane care pot să se răzbune pe voi. Inventează lucruri aici, pentru că am zis că aveți de-a face cu niște persoane parșive, lipsite de scrupule și văd că au efect pe dragoste, ca și în casă, cineva care, cum ar veni, tu vrei să te desparți de partener, pentru că l-ai prins că nu este sincer cu tine sau pentru că, mă rog, nu mai sunteți compatibili, nu mai aveți aceleași viziune asupra unor lucruri și această persoană nu acceptă, deci vă consideră ca pe un bun proprietate, pentru că așa are mintea de redusă sau e lipsită de scrupule, de bun simț și încearcă să vă facă probleme, șicane.
că inventează lucruri, că vă face pe voi responsabile pentru lucruri care nu aveți nicio treabă. Aici pot apărea, deci în dragoste văd aici niște orgolii, vanități, niște enervări, niște un stres, o întârziere, o forță fizică, chiar o presiune, să zic așa, o hărțuială poate sau altceva care cumva încearcă să vă forțeze mâna, încearcă să vă forțeze să faceți ceva decât ați vrea voi. Poate vrea cu voi o relație, poate vrea cu voi o căsnicie și o vrea hoțește. Deci știe că nu l-ați vrea altfel, pentru că nu vă place, pentru că știți că nu e sinceră, pentru că știți că nu sunteți de același, că nu aveți același interes, același nivel, etc. Și atunci această persoană încearcă cumva să vă forțeze mâna. Are orgoliu, ambiție, răzbunare, are acel... Vrei să-ți arăt că e ca mine sau ceva de genul... va fi cum vreau eu sau ceva de genul, încearcă, nu e că va și putea, nu va putea, pentru că eu vă văd aici pe voi într-o stare de siguranță și va vorbi doar iubirea. Am spus că aceasta este cartea weekendului în care faceți ceea ce simte sufletul vostru, bazați-vă doar pe sentimente reale, bazați-vă doar pe ce simte sufletul vostru sau pe sentimentele care sunt împărtășite. Lăsați doar inima să vorbească, nu orgoliu, nu ambițiile, nu alte interese, pentru că nu vă va fi, nu va merge. Deci dacă nu e iubire, nu e iubire. Altfel iese doar în dușmănie, iese doar întârziere, iese doar ceartă, iese doar rivalitate, nu iese nimic bun. Deci dacă nu e iubire, nu e iubire. Mai bine abandonați, cum se spune, nu forțați lucrurile. Nu încercați să intrați în viața cuiva care nu vă vrea, pentru că nu va ieși. Nu va ieși, dimpotrivă, vor ieși nu doar dușmănii, aici vă doar discuții, superficialități și poate chiar, Doamne ferește, această stare de rupere definitivă a unei relații. Deci voi vă văd aici în căutarea unei prietenii, dar s-ar putea să nu aveți de-a face cu energii prietenoase. Poate de aceea voi trebuie să vă rupeți de un trecut, poate, trebuie să vă rupeți de o situație care nu merge. Care nu merge, deci nu căutați iubirea acolo unde nu e decât pustiu, acolo unde nu e decât ostilitate sau rivalitate sau dușmănie, sau... pentru că nu merge. Poate e nevoie să faceți o schimbare sau să vă luați măsuri de siguranță, să vă puneți în siguranță, așa cum e aici, aceste bunuri care sunt puse într-o casă foarte, într-o casă de bani, cum ar veni, da? Cu cifru, ca să nu vă intre hoții, să nu poată să vi-l ia, pentru că voi vă văd aici în siguranță, dar o să vă enerveze ceva probabil în acest weekend, cineva, ceva, vă veți simți dezamăgiți la un moment dat. Da, pentru că voi vă vreți iubire, poate e iubirea de care voi aveți nevoie și poate întârzi această iubire din cauza unor persoane care sunt în jurul vostru, care poate sunt lipsite de scrupule, parșive, care încearcă să vă facă niște șicane sau chiar să vă facă niște schimbări hoțești. Pot fi și, nu știu, că vă strică imaginea, că încearcă să vă compromită, că încearcă să vă forțeze să faceți ceva ce nu vreți voi să faceți sau... Aici par așa situații care le văd nu prea plăcute pentru cei care v-ați ales prima variantă. Acum, nu toate lucrurile se pot întâmpla, dar pot fi situații care să vă enerveze. Haideți să vedem și a doua variantă. Varianta cu piatra albă. Vedem la piatra albă ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce știți. Voi știți poate de un interviu, de o întâlnire legată și de un serviciu de sănătate, poate că ați avut niște întâlniri legate și pentru a rezolva niște probleme de sănătate sau pentru legat de drumuri, legat de, poate v-ați dus și pentru la biserică, spre exemplu, știți de niște situații aici care vă dau neliniște legate și de niște credințe. Aici, de religie, de moralitate, vă faceți, poate vă preocupă anumite chestiuni legate de religie, de moralitate, de niște daruri, de niște drumuri, de niște speranțe pe care voi aveți speranțe să recuperați poate niște bunuri, niște bani sau să vă iau niște bani de la drumuri. Vă trebuie mai multă credință sau bazați-vă doar pe relații cu persoane serioase, persoane care vă dau încredere, care își respectă cuvântul sau poate că aveți nevoie pentru a rezolva niște întârzieri, niște probleme de drumuri, de daruri, să discutați cu o persoană cu funcție, să cereți sfatul unui specialist. Știți, nu știți. Nu știți că poate apărea dragoste, dar poate apărea și o ceartă, scandal.
apare ceva neprevăzut, ori cu persoana iubită, că vă veți certa pe neașteptate, că e multă pasiune și iese din fire, ori e poate vorba de gelozie, poate e vorba și de un ghinion, sau e vorba de o sănătate, de un ceva care apare pe neașteptate într-o relație, dar apoi apare din nou iar pasiunea, împăcarea, poate fi aici, sau legat de afaceri, de ceea ce vă place vouă, ceva care e pe sufletul vostru. Aici brusc se poate să apară o neplăcere, o ruptură, dar apoi apare din nou o binecuvântare, o nouă energie care să aducă pasiunea, împăcarea, niște avantaje, știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Că aveți niște petreceri, aveți niște întâlniri, niște recompense, daruri, dar într-adevăr e vorba de ceva gelozie la voi într-o relație. Poate aveți de-a face cu un partener foarte gelos, foarte posesiv aici. El e generos, vă dă daruri, are multă și energie pozitivă, dar are și multă pasiune, multă, dă în clocul de gelos ce e această persoană. Poate că aveți de-a face și cu o persoană foarte geloasă. În casă aici puteți avea de-a face cu cineva care nu e sincer sau are probleme de sănătate. Aici poate fi vorba și o problemă de sănătate a cuiva și nu mai aveți încredere legat de sănătate, dar și poate și legat de un partener, de un copil aici. Apar niște neîncredere aici, niște neliniști, niște dezamăgiri cumva legate poate și de o sarcină. Poate că nu sunteți mulțumite legate de un copil, legate de un tatăl cu copilul, cum să înțeleg, sau aici sunt probleme și de sănătate. În afara casei, în schimb, așteaptă o mare noroc, o mare reușită, o dragoste frumoasă, o întâlnire, o pasiune. Poate se naște în afara casei sau vă duceți la vreun eveniment. Văd aici niște ocazii favorabile, o oportunitate de a cunoaște pe cineva, de a vă îndrăgosti, de a întâlni pe cineva în drumurile voastre cu care să aveți o relație sau aveți o întâlnire intimă sau vă duceți undeva, vă invită partenerul, partenera undeva, să vă duceți la o petrecere, să vă duceți să petreceți timpul împreună, apar niște oportunități chiar și de un contract pentru voi. Și în dragoste, într-adevăr, e vorba de aici cineva foarte generos, dar totuși e viclean această persoană sau există ceva, nu știu, un ghinion apare, ceva malefic, ceva ca și cum își bagă naiba coada. Da, deci s-ar putea să fie și din cauza unor persoane nesincere. Poate nu e vorba de partenerul vostru, ci altcineva care încearcă cumva să vă strice relația, să vă strice imaginea, să vă facă o schimbare pentru că aveți voi această persoană care este cu putere, cu bani, cu o persoană generoasă, o persoană naivă poate. Și atunci nevoie poate să fiți mai prudenți, pentru că s-ar putea să aveți, ori e vorba de corupție aici, poate fi vorba de cineva care încearcă să vă corupă pe voi sau partenerul, aici apare o falsitate, cineva nu e sincer. Că văd și aici, nu știți de acest scandal, necaz care apare într-o dragoste, ori partenerul este mințit, înșelat, apare într-o schimbare, cineva încearcă să-i facă o schimbare, pentru că e naiv, da? Poate că aveți de-a face cu un partener naiv și îl păcălește cu ceva. Aici îl îmbolnăvește cu ceva, îl păcălește cu ceva, îl dezamăgește. Și vă dezamăgește implicit și pe voi, pentru că el poate își schimbă comportamentul și din cauza altor persoane, spre exemplu. Posibil, devine gelos, devine posesiv, devine supărat, se enervează poate sau nu vă mai spune ceva. Aici pot apărea așa niște situații incredibile. Cu toate că voi aveți parte de energie pozitivă, dar văd că sunt niște persoane care sunt puse pe a face niște lucruri necurate, niște lucruri ne la locul lor, da? Aș putea să spun. Din păcate, mai sunt și chestii de genul acesta. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roșie. Poate de aceea trebuie să vorbească doar dragostea, să fiți mai prudenți pe relații, pentru că unde nu e dragoste, nimeni nu e, cum spunea Marin Preda. Unde nu e prietenie, iubire împărtășită, nu sunt sentimente împărtășite, nimeni nu iese, totul se duce de râpă. Știți deja că pentru credința voastră, pentru o casă, pentru un succes al vostru, fie în dragoste, fie de afaceri, fie de ambele, aveți o dușmancă. Sau știți că sunteți într-o dușmănie cu cineva, chiar din familie poate, dintr-un prieten v-ați făcut un dușman. Aici poate fi și acest lucru, de fapt dacă e dușman nu v-a fost prieten niciodată, dacă va deveni dușman.
ci doar a fost o aparență de prietenie. Mai degrabă aici aș putea să spun că sunteți dușmănite pentru o credință a voastră, pentru o stabilitate, pentru o intimitate. Cineva care nu suportă că sunteți bine, că aveți locul vostru, că sunteți într-un succes în ceva. Știți, nu știți, că vă vin niște vești. Vă vin niște vești care pot fi de un drum, de o vizită, dar și de singurătatea cuiva aici. Poate pentru unii pot fi și vești de divorț, de despărțire. Aici poate fi vorba și de acest lucru. De aceea poate apare această dușmănie în care o aveți, voi deja știți de ea și acum și, nu știți totuși de această singurătate, de despărțire care poate apărea un regret sau s-ar putea să apară cineva căruia îi pare rău. Deci nu știți că veți primi vești de la cineva căruia îi pare rău de o despărțire. Spre exemplu, poate fi vorba și că vrea să vă caute cineva de care v-ați despărțit, de care v-ați separat, poate de care ați devenit dușmani. Poate să fie și acest lucru, îi pare rău acum și vrea să se întoarcă, să se împace cu voi. Pentru alții poate să fie că trece printr-un doliu. Poate că aflați că nu mai este o anumită persoană cu care voi aveți avut o dușmănie, știți? Nu știți. Pe curând apare, într-adevăr apare un regret. Regretați ceva aici. Voi vă văd aici cu un succes, cu o reușită de bani, de câștiguri, într-o dragoste chiar, dar și o tristețe. Deci cineva regretă, cineva vrea cu voi o împăcare. Poate să fie și la muncă cineva care voi nu v-ați mai înțeles la muncă, vrea să se împace cu voi. Sau mai poate fi vorba că aflați de o persoană care cu care ați avut o relație care trece printr-o despărțire, printr-o singurătate, sau veți fi voi. Veți fi recompensate, spre exemplu, că nu mai aveți de muncă, dar sunteți într-o tristețe, totuși, pentru că v-ați pierdut locul de muncă, cu toate că vă vin banii, drepturile voastre benai și văd că vă sunt recunoscute, vă vin banii, dar vă văd și cu această tristețe, melancolie. Da, pentru că sunteți singure sau pentru că nu mai aveți servicii, aici poate fi și acest lucru, că poate voi aveți bani, aveți servicii, dar sunteți singure și acest lucru vă dă o tristețe. Poate fi și o astfel de situație. În casă apar niște situații, într-adevăr, de dușmănie din cauza unei aventuri. E cineva care poate vrea cu voi aventura. Și de aceea vă vine această dușmănie. E nevoie să reflectați, să nu intrați nici în dușmănie, nici să aveți aventuri aici. Sau pentru că voi plecați undeva, cineva vă dușmănește că voi ieșiți. Cum ar veni? Pentru că voi ieșiți din casă, vă duceți un weekend pe undeva și cineva vă dușmănește pentru asta. Cineva e foarte supărat, foarte enervat sau încearcă să vă facă, vă urmărește aventurile, întâlnirile, ideile. Vă văd aici că voi aveți o idee genială, poate, și pentru asta intrați într-o dușmănie cu cineva. În afara casei, da, e posibil că în afara casei sunt aceste și pentru că voi plecați pe undeva, văd aici că și în afara casei sunt niște hărțuiele, niște vești care vin pe sănătate, niște un stres, o enervare, ceva, controle, poate, nu știu, pot fi și astfel de situații, sau niște persoane ostile, persoane care încearcă să vă enerveze, să vă... Pot apărea certuri, pot apărea discuții în afara casei, hărțuieli, deci în acest weekend pare un weekend puțin cu buzdâc, să știți. În dragoste, în schimb, vă văd bine pe voi. Deci voi s-ar putea să aveți o cucerire în dragoste, o reușită, dar strâniți invidia, gelozia cuiva. Poate apărea chiar o împăcare pentru unii. Aveți, într-adevăr, poate de-a face cu o persoană puțin mai orgolioasă. Aici poate fi și un artist, un intelectual. Puteți avea o reuniune în acest weekend. Deci este un weekend în care trebuie să vorbească doar dragostea, că de aceea ești acea carte a dragostei, acea carte a iubirii, care a ieșit din prima, cartea, să zic așa, energia generală a acestui weekend trebuie să fie iubirea. Să vorbească doar sentimentele reale, curate, prietenoase. Se poate naște o iubire, dar văd că în jurul vostru sunt niște energii care nu sunt ele tocmai favorabile iubirii sau aveți de-a face cu persoane care nu vă împărtășesc iubirea, prietenia, nu vor iubire, nu să aveți parte de iubire, etc. Deci acestea sunt niște energii care par în acest weekend, din păcate. Da? Cu toate că voi păreți cel puțin a treia variantă, păreți într-un succes, într-o reușită, într-o iubire, dar aveți de-a face cu un dușman care vă urmărește. Și poate că voi va trebui să fiți, poate, acum depinde, dacă aveți partener, poate fi chiar partenerul, dacă nu vă înțelegeți bine cu el. Poate apărea o situație de dușmănie cu această persoană pentru că vă consideră orică sunteți prea deșteaptă, orică sunteți mai aventuroasă sau și una și alta. Dar și văd și în afara casei apar aceste energii exagerate de hărțuieli, de
agitație, pot fi legate și de proteste, spre exemplu, la nivel de societate. Dar votul, până la urmă, câștigă prietenia, câștigă inteligența, câștigă, să zic așa, persoanele cu studii, persoanele intelectuale, persoanele prietenoase, da? Persoanele educate, cu bun simț, nu agitate, nu exagerate, nu care fac scandal, să zic așa. Aceste energii pot fi prezente, dar am văzut și la celelalte variante că ieșise această stare de succes. Cu toate că vă vin persoane care poate vă enervează, și la voi la fel văd aici că câștigă, deci toate energiile prietenoase câștigă, nu dușmănoase, nu cele care vă fac, vă hărțuiesc, vă urmăresc, vă terorizează, să zic așa, sunt dușmănoase, vă enervează, vă stresează, etc., sau vă bârfescă, văd aici această dușmancă care vine pe casă sau pentru o relație de credință, de fidelitate, pentru că voi sunteți o persoană fidelă, credincioasă sau serioasă. Aici poate fi vorba de seriozitate. Faptul că voi sunteți o persoană serioasă, stârniți o dușmănie. Aveți de-a face poate cu niște energii feminine sau masculine mai puțin serioase, mai puțin educate sau mai puțin, să zic așa, cu bun simț. Și atunci e un weekend în care voi trebuie să vă bazați doar pe ceea ce vorbește, ceea ce spune sufletul vostru. Sau cum spune, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da, cum era și cum spune și credința, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, sau iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, adică în sensul respectă-l pe celălalt așa cum ai vrea tu să fii și tu respectat. Da, pentru că în felul acesta văd că se pot îmblânzi niște situații. Sunt niște vești aici care vin și ar putea fi un weekend cu energie, știți cum e, cărțile dispun, predispun, omul dispune. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante. Sunt citiri generale, bineînțeles. Luați în considerare doar ceea ce este util, ceea ce considerați că rezonează cu voi. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!